zic ceva, dar nu zic ce să fac. Ce? Vreau să spun ceva. Am aflat ceva. Am aflat că... Dar nu știu ce să fac, să spun sau să nu spun, serios. Vezi că e grav. Nu-i despre noi. Am aflat că... Nu știu cum să zic lui asta. Să zic tare? Nu mă zic. Eram în, pe hol, știi cum intri la baie, la ușă, știi? Și eram acolo și... Bine, eu am mai prins-o pe Pirul când mai vorbea cu cineva, adică de mai multe ori, știi? Dar nu credeam că vorbește cum vorbea. Și când m-am dus, era acolo la telefon și vorbea, știi? Deci vorbea cu cineva la telefon, dar eu am înregistrat pe ea, înțelegi? Și nu știu, adică să-i spun la Maru sau să ne spun. Dar vorbea cu un bărbat la telefon, mă jur pe viața mea, și am înregistrat-o. Am dovezi pe telefon. Să zic că... Zici tu? Și dacă nu mă crede, spune. Berna, pedeapsă! Nu-i pedeapsă, că vorbesc cu Filip. Vreau să spun ceva la Filip. Ce tot mă duc sus? Dar foarte mult mergi sus. Dar și ce are? Fac ce vreau eu. Ce, Elena, ați văzut? Dar uite unde pui? Ia, ia, ce fac ce vreau eu, auzi? Da, eu doamne. Sunt casă și iau băieții sau alte persoane. Ce ai, fată? Ce? Ce ai? Ce să am? Nimic. Așa, iubi, dar bine, faci ce vrei tu. Și eu am iubit, dar nu mă duc. Fac ce vreau eu, când vreau eu, mă duc iubitul meu. Lasă că e pedeapsă. Te duc în partea la altă sau? Da, 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 a intrat, a depășit, da. A și tu? A intrat? Îi trebuie pedeapsă. N-am intrat. Ba nu. Trebuia să spun ceva la iubirica mea. A trecut pragul, a fost în casă. A depășit pragul cu 4 cm. Da, am trecut pragul, mă. Ai trecut pragul? Ai fost în casă la ei? N-ai eram la ușă, fată. Berna, nu mai minți că ai fost în casă la ei. Bun, erai la ușă, dar ai trecut pragul. N-am trecut pragul. Ba n-am da, trecut din jur pe mama. N-am trecut, mă, din col de ușă așa, nu? Nu, în ușă, dar a trecut pragul pe aia. Trebuie să spuneți dacă trebuie să dea, să-i dau pedeapsă. Te spuneți la ea, dar trebuie să-mi dea pedeapsă. Vă rog frumos, că fetele astea tot insistă pe pedeapsă. Da. Da, trebuie să fie corectă, nu? Că Pirui se supără, un ceva. Doi. Ha? Ce tău nu-i convine la Pirui asta? Nu, despre... Au! Despre o fată care vorbește cu alt băiat și într-o relație. Cine vorbește? Cine? Da. Ce? Eu? Dar numai Pirui e. Da. Voi două mai aveți relații. Adică? Ce vrei să spui? Din casă? Da, din casă. O fată care are relație și vorbește cu alt băiat la telefon. Păi numai tu și Andrei. Păi numai noi două avem. Păi da, păi eu vorbesc la telefon cu alt băiat. Dumnezeu meu. Eu vorbesc cu alt bărbat? Pirui? Tu te auzi ce vorbești, fată? Ce unde dacă Pirui? Marius știe? Marius, n-așa. Chiar vreau să-ți spun, nu știu. Să-mi dați, vă rog frumos, conexiunea cu Marius. Ce? Să-l văd și pe Marius. Da, și ce am... Zici ce? Și... Ce? Tu ce să-i zici, fată? Că am prins o fată în baie, că vorbea cu alt băiat, ești nebună. Ce? Vorbea la telefon cu alt băiat. Bă, cu Marius. Nu, nu cred. Ba, da. Verna, vin un puțin. Ce vorbește asta? Dăm cheia, Filip! Dăm cheia. Berna, ce vorbește acolo? Ce vreau, când vreau. Și am și dovezi. Am și dovezi. Ce-ai făcut? O să duc înregistrarea în emisiune imediat, telefonul. Ce? Aaa. Ce? Ce e aaa? Las-o așa. Ce vrei să spui el? Aaa, ce aaa? Cred că știi despre ce vorbește. Hai, că aflăm și noi imediat. No, mie nu merge. Berna, de ce vorbești? În baie? Acuma, da, în baie vorbea cu alt băiat. Și ai înregistrat-o? Da, poate da am filmat-o. Tu ai poate filmat-o? Vorbea cu Marius. Da. Păi nu, poate vorbea cu Marius. Nu, să vorbească cu Marius, că ea spunea la telefon că... Să nu afle ăla, că nu pot să vorbesc acum, că a stat cu ăla în pauză și mi-a lăsat telefonul. Păi, tu ești nebună, tu, fată, la unde-i Marius? Producția, mă rog să pun telefonul să demonstreze la fata asta, că eu nu sunt nebună. Dacă ai... Îi trimit, nu, nu, trebuie a trimit acea producție, păi da? Păi da, pe noi, dacă tot vorbești cu cineva la telefon? Da, da, du-i Berna aici. La Mariu. La unde e Mariu? Să duc telefonul. Da, o zi să-i arăt? E aici sus, da, o zi să-i arăt lui și trimit și să... Arată-ne și cum e? Da, ia, nu, da, stai. Vă rog, tu, asta vorbești cu foarte telefonul. Pe ecran. Da, Marius, e adevărat. Stai, Marius, că ți-a duc ție și pun și pe ecran. Și eu ți-am zis că nu ce ce pare pe lui. Eu nu cred. Da. Unde e Mariu? E glumă! Să-i cu fața lui Pirui. Bă, dar eu nu știu despre ce vorbește fata asta. Nu m-a cozit să la țans că nu-i ceea ce pare. Ce? Dar glumești, oricum... Poate... Fac ei o glumă, cred că faceți voi o glumă. Nu, 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 nu. Fetelor, când faceți o glumă, nu... adică trei glume, nu le faceți consecutiv, că își pierde hazul. Ce trei glume? Marius pedeapsă! Ce glumă, mă? Îți spun, dar așa... Marius pedeapsă! Nu mai cred că e problema acum, Marius pedeapsă! Eram acolo! Ia zi și ricile. Dacă zici... Voi faceți glumă, cred că. Nu e glumă! Nu era să îngrijeam. Dar ce are, mă, Berna? Ce faci, Berna? Du-te, bă, de aici, că faci glumă, tu! Eu n-am trecut.
Stai, mă, o dată, mă, că mă enervezi. Vorbesc serios. Dar ce a zis la Mili Berna? Bine, du-te. Dar ce a zis? Ce ți-a zis Berna? Stai, mă, o dată, că mă enervezi. Are Berna, are Berna dovadă că a fost înșelată pirul de Marius. Serios. Ori Pirui, ori Marius? Care a înșelat? Marius a înșelat-o pe Pirui. Nu, a zis că Andreea... Pe Pirui a înșelat-o, l-a înșelat pe Marius. Exact. Ce zis, e bun, mă, oameni, despre ce vorbiți? Ține ușa bine. Nu veni! Lasă-mă, să ies! Calmează-te, Andreea. Dar mă disperă, ce faci tu cu Berna? Stai, mă, să vadă. Ce eu ți-o zis, mă, asta, că mă disperă? Ce-ți trebuiește alt bărbat? Dar să vină! Bă, Filip, dar vină și vorbești, că mă disperi. Băi, de ce vrei să plângi în ieri? De ce ai plâns? Stai, nu mai vreau. Te de aici. Dacă mi-e, stai, nu mai vorbesc cu tine. Și stai să vezi ultima, tot stai așa. O afla Berna. O filma Berna, mă. Ce are dovadă Berna. Eu mă afla cu mine în pauză, n-are ce să afle. De ce ați bătut inima din ieri? De ce ai plâns? De ce te-ai plâns așa? Că ce, că te-o prins? Ce tu vorbești tu, Berna? De ce acum le postează? Da să văd eu ce vă... Nu, doamne, da, vezi, dar nu mi-ai tot mie telefonul. Da, lasă-mă! Păi, de ce nervi am. Da, ce-mi filmat? Era și eu. Hai că intrăm, hai că se poate pe televizor, hai! Da, da, lasă-mi telefonul, că le-am zis la producție, fată! Ce să văd eu? Ce să-l vezi tu? O să-l vezi pe televizor, hai! Ce să văd pe televizor? Da, tu să văd! Hai, de casă, hai, toată! Lăsați să șeză lucrurile! Ba, fată, da telefonul! Da, să văd! No. Bă, de ce tremuri de... Da să văd! Bă, i-a trimis la... Uite! Uite că vorbește! Mă, nu se aude prin boc, de ce s-auzi? Cred că s-auzi. Hai, hai, de să te... Deci... era la Marius, ce crezi? Hai, deci, hai, rog, nu se aude, să se audă tot! Nu te, tu chiar e adevărat! Da, mă! Poate, nu... Hai, mă, că a stat în pauză! Fii, te rog, bagă oamenii în casă! Poate, nu e adevărat, eu nu cred că se face așa. Bă, haideți în casă, că am trimis! Hai, Marius! Du să o văd în mâna mea. Mai e mai zilin. Nu-i glumă. Ce ți-a dat asta? Berna, eu în casă, Marius, Pirul. Hai în vreo să văd eu ce ți-o arată. Marius, hai să uite. Haideți în casă, Doamne Dumnezeule, zici că toți sunt șase și cuplu. Doamne, mă fac să râd. Nu, ca să știu dacă... Dar vreau să văd ce ți-o arată, dar pot să jur dacă nu știu. Pe cum adică? Ea nu s-a văzut pe tine. Tu ai filmat-o? Deci, eu i-am zis la Berna, nu cred, fata, că e vrăjeală. Cred că o face intenționat în fața noastră. Și eu am crezut prima dată că e vrăjeală la început când a zis aici. Deci, va, deci trimuri de nervi. Dar să pună pe, vă rugăm, producția, pune să audă tot, să vă rugăm. Dar tu te-ai zis să-mi arate și mie. Dar ce vorbeam eu? Vino, da, Berna, vino să-i arăți filmare. Vino și arată, mi-e jur. Ce-i cu tine? Haideți să mă n-am dus în voia. Dacă nu-ți fac nimic, hai să doamne, Andru, mă disperat. Cui se trimis să se audă? Dar trebuie să văd eu! Că vedem. Dar nu se aude pe telefonul meu, că nu mai merge difuzorul. Normal, dar vorbeai. Să te ia în producție. Berna, tu filmezi pe de-ascuns? Păi seara, da, Marius, cum să nu filmezi? Păi cum se arăți așa ceva? Păi dacă sunteți în cuplu. Tu te râzi? Doamne, de cum să nu râzi? Mi se pare amuzantă chestia, adică nu mai știu oricare m-a filmat. Păi cum e amuzantă, tu fata, că te-ai p***i mie, de-a fost filmezi așa ceva? Doamne, așa! Dar tu să filmezi așa ceva? Păi dacă am prins, uite aici, hai să vezi, uite aici era. Mă jur, am venit așa și am văzut. Dar și unde perfect, nu mi-a arătat tu mie unde. Haideți, mă, înăuntru, mă, pentru Dumnezeu. Haideți înăuntru. Să audă el, nu se aude pe difuzor ca lumea. Cum ai zis tu la băiatul ăla, ce ai spus? Ce i-a spus? Da, să asculte și el, dar eu o să zic. Cum nu sau ce i-a spus? Nu, hai, hai că se aude, eu am auzit. Ce i-am zis? Că am vorbit cu el să vină acasă și că ai spus acolo mai multe chestii. Că a stat cu el în pauză, că n-am putut să vorbesc cu tine, că mi-a lăsat telefonul la fete. Se aude tot. Să dea în producție, nu știu ce fac, deci producție oamenii ăștia. Nu sunt faptării. S-aude. N-ai de mâncat. Eu nu pot să cred așa ceva. Dar cum să filmezi tu, fata? Bine, cum să și pe mine mă filma oricine. Dar tu o crezi? Fii vrăjală cu pirul pe Berna, oi, de mult. Dar tu o crezi? Eu te întreb pe tine, nu că o cred. Ce s-o cred? Că am auzit o filmare. Și dar ce am zis? Tu ai auzit ce am zis, măcar? Ce am zis? Ți-a spus și el. Ce am zis? Ce a spus și ea, de nu mă pune să repet. Ce a spus ea, ai spus. Deci am auzit filmat. Ești foarte nervoasă și tremuri de nervi. Dar unde te duci? Dar nu știu unde să mă duc. Ești foarte p***a, tu fata. Hai mă, lasă-o pe Berna, că n-are Berna. Nebune, ești un copil.
ce ai adus în discuție filmarea de acum, nu știu cât pentru timp? Că am vorbit cu ei, dar eu nu, e adevărat. Era, da, da, știi, Edi Vrăjala, asta ai adus în discuție. Vrăjal, ai că Vrăjala, întâmplarea de acum că te păsă. Nu, tu n-ai fost Vrăjala, dar nu știu că am vorbit de chestia asta. Trebuie să zic, dar nu. Pe filmare, nu. De-aia ai vorbit și acum. Oricum, Berna și la mine se uită în telefon. Berna, ia fii atent. Și aprinde țigara, eu stau, ea se dă. A, ce faci? Dar acum ești, dar se uită în telefon. Dar se vedea cum vorbea, știi? Se vedea minutele cum. Acum să aveți grijă de cine să vă feriți. Ce să-ți spun? Ce vrei să spun de față cu camera? Hai să-mi arăți telefonul. Vedem cu cine ai vorbit. Nu ți arăt. De ce? Că nu vreau. De ce să nu vrei? Că nu ți arăt. Măi, la mișto ca să știu dacă e glumă sau nu. Ce la mișto, mă? E glumă sau nu? Ce glumă, mă? Ce se vorbește și filmarea? Ce se vorbește? Ce ai vorbit la telefon și ce s-a filmat? E o glumă? Da? Sau nu? Da, e o glumă. Normal că e o glumă. Păi de ce o glumă? Ce arată un telefon? Chiamă-i mâna într-o să se audă, mă, să... Bine, să auziți și voi. Haideți mâna într-o mare. Haide-mă, stați un pic, lăsați-mă să vorbesc. Veniți pe capul meu, pentru ce veniți? Dar veniți în interior. Dar nu vreau să vorbesc în interior, vreau să vorbesc ca... Stai puțin, îmi spui tu cum să vorbești? Haide-mă, gata, lăsați-i! Bă, pe bune, gata, lăsați-i! Dacă nu ți le trimiți, nu știu, Filip, sau... Vreau să-mi arăți telefonul. Dar nu ți-l arăt! Ce vrei să-ți arăt, da? E o glumă, da sau nu? E o glumă? Dar să spun că e o glumă, n-a, bine, e o glumă. Păi te întreb, e o glumă? Nu. Promite că nu e o glumă. Nu pot să-ți spun. Nu promit. Nu vreau să-ți zic nimic. Lasă-mă în pace. Eu ce mă enervezi după aici cu... E față cu camera. Lasă că vorbim noi doi. Păi vorbim acum, ce treabă are camera? Arată-mi telefonul să văd că n-ai vorbit. E simplu. Păi am șters oricum. Da, n-ai șters. Arată-mi să văd că ai șters. Nu contează dacă ai șters. Asta zic. Nu ți-l arăt. De ce? Că nu ți-l arăt. Păi dacă ai șters, ce contează? Și tu mi-arăți mie. Păi da, dar eu n-am apărut o filmare cu mine când vorbeam la telefon. Auzi, de ce nu intră Piroi înăuntru? De ce? De ce nu vin? Nu mergi, Diana, și cheamă. Păi se certe aici, doamne. Dați-ne și nouă, să vedem vino, să vadă ceilalți, eu știu. Stai acolo singur. Doar trebuie, Berna, să mergi, că tu ai adus asta. Unde să mă duc eu? De la înălțime, Renan de la înălțime. Pe Maru ți-am zis să vină, Maru să vadă ce am eu cu mine. De ce nu i-ai dat videoclipurile afară? De ce? Că așa am vrut eu să vadă, de ce? Și au venit cu mesajele în emisiune despre mine, că uite că eu am vorbit cu un băiat, Filip, la fel a făcut și... E, las, că din seara asta vă filmez eu pe toate, da, de la hotel, da, să vă vedeți. Dai, să vezi ce le fac eu, stai așa. Deci fii atentă că dacă faci o glumă de genul pe seama mea, mă enervez ca și cum ai făcut-o cu adevărat. E același lucru. Asta spun de acum. Deci dacă tu îmi faci mie nervi acum pe o glumă sau pe o caterincă... De ce? Pentru că nu mai de ce să faci glume de genul pe seama mea? Adică nu sunt glume de făcut. Ești perversă, Berna. Asta e. Și tu dacă făceai, îți făceam? Păi dacă stau, te aud că... Ești perversă, Berna. Nu mă interesează. O să glume, ai cineva să duc la de ce faci glume asta? Nu înțeleg. Păi ca să mă cum faci! Păi da, ok, făcut acum două zile, faci în fiecare zi. Ce sunt chestiile astea? Adică faci și face Bianca? Nu! Dai teste sau ce? Nu, asta faci, fai, dai teste. Hai, lasă, Vrăjala, îți pare bine. Ia. Volum. Volum, vă rog. Mai stătea și încet. Ia, uite, mai stătea și încet. Vicleană mică ce ești. Aha, și tu o filmai după ușă, nu? Păi tu nu vezi cum se gărnă. O, ce mai vezi? Fă-te nervos. Pentru cine mă să mă fac nervos? Fă-te nervos, că mai vorbești cu ei să creadă și Berna. Fă-te nervos. De ce cine a filmat? Nu te duc, că dacă nu era far să-ți tremura telefonul în mână, așa de ea. Ai, mă! Dar de ce se tremură? De ce se tremură? Eu sunt printre una care nu suport. A, de frică să-i tremure. Era prietena mea, da, de frică, de ce? Dacă era prietena ta, nu mai dădeai rec. Dar oricine e faptul că te-ai înregistrat, tot ai o teamă, nu? Nu.
Dar nu aveai teamă. Eu, deci, Sergiu, avea teamă când înregistra pe ăștia. Stai cu... Ce ai făcut, Marius? Nu s-a... Să dea volumul. E adevărat, Marius? Stai, Marius, să vezi video. Marius! Bă, Marius! Nu mai stă, bă, să vorbească cu mine, mă disper! Nu o să fie bună asta, vă zic de acum. Bă, bă! Eu, deci mai nevesta o dată! Hai, păcă-n-o pe aici, să dau corect. Irini, ăla, că-s bună la mință ca tine. Te-ai jurat pe bunii? Nu. V-ați jurat? Berna, și tu te-ai jurat? Jur că a fost filmat! Am zis că jur că a fost filmat! Eu nu e farsă, nu? Da, mă, clar. Am mă, ce să zici. Așa, pe eu ți-am zis, când zice Berna, Marius am filmat-o și Pirui, ți-am zis că nu e ceea ce pare, că e Pirui una, bâng! Ce faci așa? Da, dar nu te lăs noi să fie o farsă, de fapt. Cu el? Da. Hai să vezi. Am glumit! Hello! Ăla deja pleacă. Ăla e mai nervos ca... Da. Ăla ar fi vrut să fie adevărat, lasă! Ai vrut să fie adevărat, a? Băi... Nu, știam că nu prea e, că erai prea calm așa, erai prea... A fost? Prea calmă. Dar o ia pe Bernabinu, că eu te bat. Tot am. Aflamă, gata. Nu, dar mi-am dat seama de când ai zis el, vezi mă, ți-a zis că... Că e la... Andreea nu pare ce... Ce? Pirul nu e ceea ce pare. Atunci trebuia să te enervezi dacă era adevărat. Da, nici n-am auzit-o, oricum. Da. Eu n-am auzit-o, când o zis? Dar ce făceai? Te prefăceai că vorbeai? Da, mă, vine ce fac! Dar te filmam după... Dar bine, ți-a și spus înainte, te filmească ăsta, nu crede că e paranoi. Vezi că își fac o glumă, Mariu și Orințianule! De când zici înainte, tu când iar dau videoclipurile, mi-era frică să nu dau pe chestia cu farsa. Mă jur, mi-era frică că erau trei videoclipuri. Ele dau de se uita înainte, vedea cu farsa, o distrugam tot. Vezi de o farsă, mă supăr la fel de tare cum ar fi adevărat. Și azi atunci bine, gata, e farsă. Tu ai zis, mă jur. Dar n-am zis pe ce și nu știu ce. Bine, ei, schimbați.